În cartea Ezechiel, capitolul 20, de la versetul 40 la 42, găsim un lucru foarte interesant, pe care Scriptura îl menționează. Dumnezeu vorbește astfel copiilor lui Israel: veniți pe muntele cel înalt, pe muntele meu cel sfânt, ca să-mi slujiți. Mi se pare fascinantă construcția acestei fraze, pentru că Dumnezeu este unic. El este sfânt și se află într-un loc în care noi acum nu putem trăi. Și totuși El ne spune: haideți, veniți la înălțime, aș vrea să mă slujiți la înălțime. Acum noi când ne gândim la lucrare, ne gândim că trebuie să ne coborâm tot mai mult acolo unde se află oamenii. Dar Domnul spune: dacă vreți să mă slujiți, haideți să fiți la înălțime, pe muntele meu cel sfânt. Dar ce înseamnă asta? În primul rând, cred că Dumnezeu își dorește să-i vedem sfințenia și puritatea sa absolută. Atunci când Domnul Iisus și-a învățat ucenicii să se roage, le-a spus să se roage în felul următor: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. El i-a chemat pe ucenici să-l vadă pe Dumnezeu în sfințenia sa și să-l respecte ca atare. Numele lui este sfânt, pentru că el este sfânt. Iar rugăciunea este acea comuniune strânsă pe care o avem cu el, pentru a-l cunoaște mai bine. Când ajungi să-l cunoști, primul lucru pe care îl vei înțelege despre el este puritatea lui absolută. El este sfânt. Și tot ce ține de el este sfânt: Tatăl, Fiul și Duhul. Iar psalmistul spune că dacă vrei să-L slujești cum se cuvine, va trebui să ai mâinile curate și o inimă transformată. Atunci când vezi cât de sfânt este Dumnezeu, realizezi că tu nu ești sfânt. Dar poate te întreb chiar acum: Semi, mi se pare că sună totul prea spiritual. Cum adică? Cum ajung eu să-mi dau seama cât de sfânt este Dumnezeu? Privește la Hristos. Privește la Hristos. Există o singură ființă care a fost de o sfințenie absolută și care a umblat pe acest pământ. Există o singură persoană care a trăit cu adevărat așa cum își dorește Dumnezeu. Și acela este Hristos. El ne-a ilustrat cum arată sfințenia lui Dumnezeu întrupată. Așadar, dacă vrei să devii sfânt și să trăiești în sfințenie, ai nevoie mai întâi să privești la Hristos și să-i spui: Doamne, eu nu sunt ca tine. Cu cât îmbătrânesc mai tare, îmi dau seama cât de puțin mă asemăn cu el și câtă nevoie am de asemănarea cu el. Și atunci strigătul inimii mele și rugăciunea mea devine: Doamne, fă-mă ca tine. Doamne, am nevoie în fiecare zi să mă asemăn tot mai mult cu tine. Așadar, te rog, fă-ți timp, ia o Biblie, citește-o și caută-L pe Hristos pe paginile ei. Apoi roagă-te: Doamne, Tată, fă-mă asemănător cu Domnul Iisus Hristos. Când voi termina rugăciunea, aș vrea să merg să te slujesc cu mâini curate și cu o inimă transformată. Iar când te voi sluji, aș vrea să o fac într-un duh al sfințeniei. Să știi că rugăciunea aceasta nu e deloc ciudată. Tu nu spui altceva decât că vrei să fii mai asemănător cu Dumnezeu. Totul începe cu o privire ațintită la Hristos. Intră astfel în prezența sa și privește-i sfințenia. Apoi strigă din inimă: Tată, fă-mă ca pe Domnul Iisus. N-ai vrea să faci asta chiar acum?